Lucrările de reabilitare a bisericuței din Crâng au început în vara acestui an și ar trebui finalizate în scurt timp. Muncitorii deja au terminat fațada, au înlocuit tâmplăria și urmează să aplice vopseaua de exterior. În toată această perioadă în care biserica a fost închisă, enoriașii s-au rugat la parohia din cartierul 23 august. Lucrările de reabilitare a bisericuței din Crâng se apropie de final. Bisericuța construită în 1922 din cărămidă nu are fundație și a avut nevoie de lucrări importante de consolidare și de refacere. Bisericuța din Crâng intrase de mai mulți ani într-un amplu proces de degradare. Fațada lăcașului de cult s-a umflat din cauza umezelii, iar tencuiala era căzută. Imaginea era una dezolantă pentru enoriașii care veneau să se roage aici. Mult timp bisericuța a fost închisă. Preotul paroh a făcut demersuri pentru ca lăcașul de cult să fie prins într-un program de reabilitare. Chiar dacă biserica a fost închisă, enoriașii au continuat să vină pentru a aprinde lumânări și a se ruga. Nu ești la bisericuță. Dar e închisă, nu? Da, da. Ați văzut că se renovează? Da, da. E bine? E bine, o să fie. Arată mai bine acum? Păi o să fac asta când se renovează, o să fie, dar tot spun că e. De obicei aici veniți la slujba? La Mică Paște, la Sfântul și la Tuseși. E obișnuit să veniți des aici la biserică? Nu știm de ce nu se mai face. Zice că e în renovare, dar putea să facă, nu știu. A, ziceți că trebuiau să se țină slujbele aici? Da, zice că e în renovare și din cauza aceasta. Dar în fiecare an veneam pentru Sfânta Filofteia. Da, aprind ceva aici și gata. Referitor la refacerea lăcașului de cult s-au exprimat și critici, conform cărora tâmplăria de lemn a fost înlocuită cu una de termopan, în contradicție cu specificul și vechimea clădirii. Despre bisericuța aflată la intrarea în parcul Crâng din Buzău circulă și o legendă. Conform acesteia, în 1867, Buzăul a fost lovit de o secetă cumplită. Atunci credincioșii au luat hotărârea de a aduce moaștele Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeș pentru a face cerul să plângă peste pământul pârjolit. În momentul transportării raclei, în acest loc a început să plouă. În amintirea acestui eveniment a fost ridicată o troiță, iar apoi, în 1922, lăcașul de cult.